am reușit să fac 6.000 de dolari într-o singură lună ca social media manager și content creator. Eu sunt Lidia și pe acest canal vorbim despre cum să faci bani online ca freelancer sau să deschizi o afacere proprie și cum să crești cu social media. Dacă te interesează astfel de subiecte, nu uita să te abonezi. Deci în acest video am să vă spun pas cu pas cum am reușit eu să fac 6.000 de dolari într-o singură lună prin afacerea mea. Dacă nu știați, eu am un alt canal în limba engleză pe care îl puteți găsi în descriere și prin afacerea mea eu vând și servicii online și multe alte lucruri. Deci în acest video am să vă spun exact câți bani am făcut din fiecare sursă de venit. Deci pentru luna în cauză despre care voi vorbi, venitul total a fost de 6.257 de dolari și 82 de cenți aproximativ, pentru că am și transformat din euro. Iar acum haideți să vă spun prin ce metode am făcut acești bani și care au fost sursele de venit. Am să le iau în ordine aleatorie, nu în ordinea banilor. Prima sursă de venit a fost aceea din YouTube sau din plata pe reclamele de pe YouTube. Și aceea a fost 492 de euro și 96 de cenți sau 563 de dolari în jurul acela. Dacă vrei să vezi exact cât câștig din YouTube sau cât am câștigat din YouTube în 2021 în fiecare lună, poți urmări acest video după acesta. Ceea ce este foarte bine pentru mine la plata de la YouTube este că e o plată care se repetă în fiecare lună. Chiar dacă în unele luni n-am postat atât de des, videourile continuă să crească și continuă să intre bani. Aici venitul crește depinde de RPM, de CPM, cât plătesc companiile pentru reclamele plasate pe videourile mele. Depinde de lună și desigur crește sau scade de la lună la lună. Nu este ceva neapărat constant în termen de venit, dar este ceva constant în sensul că se întâmplă lunar această plată. Pentru mine YouTube-ul este o foarte bună sursă de venit. Pe lângă faptul că fac acești bani din Google AdSense, este și platforma principală prin care îmi promovez serviciile, produsele, affiliate marketing și așa mai departe. A doua sursă de venit despre care voi vorbi este affiliate marketing sau marketing afiliat, deci promovarea de produse ale altor companii prin care eu primesc un comision dacă cineva apasă pe linkul meu. Pentru luna în cauză despre care vorbesc, am făcut doar 29 de dolari și 85 de cenți din această sursă de venit din marketing afiliat. Lunile sunt diferite cu marketingul afiliat pentru că de multe ori depinde de ce video crește, ce produse promovezi în video și așa mai departe, dar de obicei nu depășește suma de 200 de dolari pe lună. Asta pentru că nu am avut timp neapărat să mă ocup în promovarea de produse, dar este o sursă de venit pe care intenționez să o cresc. A treia sursă de venit sunt produsele digitale pe care le vând pe site-ul meu. Am un workbook creat despre Pinterest și mai am niște template-uri pentru Pinterest. Desigur, și acestea sunt produse pe care doresc să le dezvolt și să creez mai multe. Dar în luna aceasta în care am făcut peste 6.000 de dolari, am făcut doar 39 de dolari din vânzarea de produse digitale. De obicei, aceasta din nou nu depășește suma de 100-200 dolari pe lună, depinde dacă lansez un nou produs sau ce se întâmplă cu promovarea lor. A patra sursă de venit, care a fost cea mai mare în această lună, este vânzarea de servicii online, din care am făcut în această lună un total de 5.625 de dolari doar din vânzarea de servicii online. Eu ofer servicii pentru Instagram marketing, Pinterest marketing și virtual assistant sau ajut diferite companii cu diferite proiecte pentru afacerea lor. Desigur, acestea sunt plătite pe proiect și asta înseamnă că primesc cu puțin mai mulți bani decât dacă eram plătită la oră. Faptul că mi-am promovat aceste servicii pe canalul meu de YouTube m-a ajutat să cresc și această sursă de venit. Nu sunt toate lunile așa, nu în fiecare lună am atâția clienți, însă în această lună am avut mai mulți clienți pentru Pinterest management, de exemplu, care au plătit mai mult și așa s-a adunat această sumă. De obicei, venitul lunar este între 3.000 și 6.000 pe lună. Dar, desigur, am avut și luni în care câștigam mult mai puțin din servicii, pentru că nu este o sursă de venit în care te poți încrede, pentru că într-o lună poți avea mulți clienți, iar în cealaltă lună să nu ai deloc, să nu vinzi deloc servicii. Dar cel mai important lucru de ținut minte atunci când vinzi servicii este că clienții pe care i-ai acum va trebui ori să te străduiești să continui să lucrezi cu ei sau să oferi un serviciu atât de bun încât ei să te recomande mai departe, mai mulți oameni să audă de tine și de afacerea ta și astfel să îți asiguri într-un oarecare fel acest venit lunar. Legat de serviciile online, trebuie să ții minte și faptul că acestea îți iau și foarte mult timp, deci nu poți lua 100 de clienți pe lună pentru că nu vei avea timp să le manageriezi conturile de social media, de exemplu. Deci oarecum există și aici o limită la câți bani poți face. Dar cu cât crești, cu cât îți promovezi mai bine afacerea, cu cât devii mai bun la serviciile tale, poți lua mult mai mulți bani pe serviciu decât luai înainte. Iar a cincea sursă de venit, care de obicei mi-aduce bani lunar, însă în luna aceasta cu peste 6.000 de dolari nu am avut-o, sunt de obicei colaborările cu brand-uri sau sponsorizările. Am mai avut propuneri de sponsorizări și în această lună, însă le-am refuzat din cauza că nu erau potrivite pentru canalul meu de YouTube
sau majoritatea nu doresc să plătească înaintea realizării videoului și doresc doar să te înscrii în programul lor de afiliere cu speranța că vei face mai mulți bani. De asemenea, ca un canal mic de YouTube, nu este nici aceasta o sursă de venit pe care te poți baza, pentru că nu știi niciodată când vei avea colaborări cu branduri și când nu. Acum, cum plănuiesc eu să cresc aceste surse de venit în viitor și să ajung să fac mai mulți bani pe lună sau cel puțin să mențin această sumă de bani în fiecare lună? Ei bine, plănuiesc să creez mult mai multe produse digitale, să-mi cresc și canalul de YouTube și de asemenea să promovez mai multe produse afiliate și cu siguranță atunci când sursa ta principală de promovare, cum ar fi Instagramul, blogul tău, canalul tău de YouTube, atunci când acestea cresc și ești un pic mai crescut pe o anumită platformă, atunci ai mult mai multe șanse să creezi colaborări și să faci mai mulți bani din mai multe părți. Dar până atunci nu te da bătut, muncește pentru ceea ce ți-ai propus și cu siguranță vei ajunge acolo unde dorești. Deci cam așa am făcut eu peste 6.000 de dolari într-o singură lună. Sper că v-a plăcut acest breakdown. Dacă v-a plăcut sau dacă aveți întrebări, îmi puteți lăsa în comentarii sau pe Instagram la Lidia Săvuică. Dacă mai vrei să vezi astfel de videouri pe canalul meu, nu uita să te abonezi. Mulțumesc mult de vizionare și ne vedem în videoclipul următor.